Hei, Neața, începem Daily Vlog. Spun Neața că la mine chiar e Neața, e 8 și ceva, deși îmi sunt trează de pe la 7, mi-am făcut toată rutina, îngrijirea tenului, mi-am băut apa cu aloe. Sunt deja la a doua sticlă din chestia asta, pentru că de când lucrez cu cei de la Good Days Therapy, am aflat cât de sănătoasă este chestia asta. Mi-a explicat oamenii, mi-a explicat și doctorii care lucrează cu ei, care colaborează cu ei și m-au lămurit. Și am terminat deja o sticlă, am văzut care sunt efectele. Mama mea de asemenea folosește și ea chiar mi-a zis că observă diferențe foarte clare între zilele în care își pune în dimineața în paharul cu apă o doză de asta de aloe vera și zilele în care nu. Eu m-am obișnuit cu ea pentru că, nu știu, îmi dă o stare de calm, așa, la nivel digestiv, pentru că pe mine m-a mai apucat câteodată câte o poftă de dulce dimineața, dacă sunt foarte stresată. Stresată la modul că mă gândesc că am și aia de făcut, adică îmi rulează acolo un program în cap și tendința este să mă duc să mănânc ceva prost. Dacă am asta la băgată la stomac, deci eu oricum prima dată dimineața când mă trezesc trebuie să beau apă, dacă nu beau apă, eu nu beau cafea, apropo. Ei, și în apa aia în care beau dimineața se pune o doză de asta, citiți aici. Deci este activa lui, o găsiți pe Good Days Therapy. Eu sunt deja la a doua sticlă și sunt foarte mulțumită de ceea ce face asta, așa. Puteți să-i spuneți moment publicitar, deși eu n-am fost plătit acum să fac clip, să fac insert un clip. Lucrez cu oamenii și ceva luni. Am văzut care este calitatea produselor acolo, am văzut care este implicarea și așa cum vă povestesc despre toate brandurile. Eu cu toate brandurile cu care colaborez am un dialog foarte intens și consider eu matur. Adică discutăm și bune și rele. Eu întotdeauna sunt genul ăla de om care vreau să văd și dedesubturile, să aflu și plusuri și minusuri și toate lucrurile astea. Caut să vorbesc cu oameni care au studii și care pe domeniul respectiv, adică, băi, pe cosmetică vreau să vorbesc cu cineva care e, nu știu, farmacist, chimist, zona asta. Pe, uite, pe suplimente. Doctori, da? Care au deja experiență cu genul ăsta de produse. Cu asta pot să vorbesc. Sau avem informații de la laboratorul care face astea, suplimentele de la Good Days Therapy. Și tot felul de lucruri dintre astea. Nu știu, eu așa am lucrat dintotdeauna, așa îmi place să mă lămuresc asupra, în primul rând, asupra produselor pe care le folosesc eu, ca să pot să spun mai departe. Așa fac, nu știu dacă e bine, că e rău, habar n-am. A, e rău doar din punct de vedere financiar, pentru că fiind poate atât de dificilă din punctul ăsta de vedere, pierd anumite colaborări tocmai pentru faptul că nu sunt ușor de convins cu un comunicat de presă sau cu un brief de PR. Adică tu dacă îmi spui, vorbește de crema asta, hidratează profund tenul, cum îl hidratează? Cine îl face, unde. Da, adică până nu văd detalii de genul ăsta, nu sunt convinsă sau nu le văd. Caut eu, dacă nu găsesc pe Google și nu sunt satisfăcută și nu așa, nu, frate, chiar dacă aș avea nevoie de bani. Apropo, uite, acum am nevoie de bani să-mi cumpăr o cameră nouă, că pe asta cred că o am dinainte de pandemie, vă dați seama? Așa, și am zis că fac anul ăsta o investiție, dar întâi trebuie să fac investiție să-mi iau. Cred că va trebui să-mi iau o pereche nouă de ochelari. Am eu așa un feeling. Și la mine ochelarii sunt piesă de rezistență în buget. Adică la mine o pereche de ochelari în jur de 1000 de euro. N-am ce să fac pentru că am hipermetropie de la 7 ani. Da, anul ăsta fac 40 de ani de când port ochelari. Și ochelarii pe care i-am purtat întotdeauna, chiar și cei care nu aveau progresie, pentru că nu am avut mereu ochelari cu progresie, la un moment dat nici nu existau, dar ramele trebuie să fie în un fel, lentila e, e foarte importantă. La mine întotdeauna lentilele costă dublu sau triplu față de rame. Bine, și ramele astea sunt au fost destul de scumpe, au fost în jur de 1200 de lei, pentru că și rame nu pot să port orice fel de ramă, că la mine lentila e mai greuță. Și într-un anumit fel și de bă, adică sunt multe chestii de genul ăsta, sunt multe investiții de făcut anul ăsta, dar tot n-aș putea acum, nu știu, dau un exemplu poate stupid, să-mi dea cineva, uite,
hai să o luăm așa, prin absurd, să am o colaborare cu Obscentum, da, și să-mi spună că, nu știu, să vă comunic despre nu știu ce parfumuri de la Xerjov sau la asta, că sunt cele mai minunate, singurile care sunt educătoare, nu pot să spun chestia asta. Nu pot. Nici de la Atelier de Zor, care, apropo, mi-e foarte drag acest brand, îmi place conceptul, îmi plac oamenii din spatele brandului, dar nu pot să spun dacă mi s-ar băga pe gât anumite lucruri. Și, în general, brandurile mari vor să spui anumite chestii, adică apare în brief, trebuie să spui fraza asta, eu nu pot să o spun întotdeauna. Ba, da, doar să se nimerească ceva care să... Dar nu pot să spun că sunt ingredientele cele mai prețioase. Care? De unde? Adică arată-mi dovada. Nu pot să... Da. Bun. Astăzi am multe cele de făcut. În timp ce vorbesc eu acum, fiu mare meditație online. Trebuie să ajung astăzi la Good Days Terapie să fac, facem un mailing către influencer. Și eu pregătesc coletele. cu ocazia asta, cei care mă văd știu, deci dacă e ceva dezordine pe acolo, eu sunt vinovata. Și diseară ajung la evenimentul MIA, ambasadoarea de prevenție. Sunt niște evenimente foarte mișto la care vă invit să participați. Evenimente organizate de un grup de femei, pentru care Monica Rădulescu, pe care o apreciez extraordinar de mult, este genul de om de presă, să spun așa, dar care a intrat foarte mult pe zona medicală și susține femeia asta prevenția și o demonstrează și explică și a făcut și prima carte în care explică chestii de astea pentru femei în special, adică de ce trebuie să-ți faci o ecografie de sân, de ce trebuie să-ți faci o Papa Nicolau și multe alte lucruri și face niște evenimente la care aduce pe scenă oameni foarte capabil, în primul rând, din punct de vedere profesional, medici, psihologi, foarte bine pregătiți și cu experiență. Și se discută, asta ce e foarte mișto, că se discută foarte uman. Uman, dar nu colocvial, adică nu ne tragem de șireturi. Adică ai în fața ta niște oameni care și-au tocit și își tocesc în continuare mâinile și în cabinete după ce au învățat ani și ani și explică lucruri de ce e bine să faci aia. Uite, ce mi-a plăcut foarte, foarte mult data trecută, s-a explicat faza cu acest fasting, nene, că ne doare capul cu acest fasting, că nu oricine poate să-l țină, da? Nu e o chestie și nu toată lumea trebuie să ține la fel și nu trebuie să te autoflagelezi, adică să te chinui singur, bă, ia uite, prietena mea a slăbit cu fasting și hai să fac și eu și pe aia să vezi că ți-e rău și te strângă ea de pe la birou, cheamă salvare odată la 3 zile că tu faci o criză de glicemie sau o cădere de tensiune pe acolo. Explică foarte clar cum poți să faci chestia asta, când să te apuci de fasting și așa mai departe. Asta a fost un exemplu. Iar data trecută s-a discutat, uite, despre vizita asta la ginecolog pe care femeile în vârstă. Deci femeile când ajung la menopauză, bă, gata, nu mai, dacă nu mai am menstruație, nu mă mai duc la ginecolog. Ce pui mei să mai caut acolo? Big, big mistake. Foarte mare greșeală. Băi, dragile mele, vă duceți la ginecolog până în ultimul moment, indiferent de ce simțiți așa, este necesar, pentru că sunt niște investigații care trebuie făcute măcar o dată la 2 ani, un Papa Nicolau, o ecografie transvaginală și uite, asta pot să vă spun, am făcut prima dată ecografie transvaginală pe la 23 de ani, cred, cam așa, ba nu, mai devreme. În fine, este, e o metodă foarte ușoară, cum să vă zic, pe aia dreaptă, bineînțeles, dacă ați început viața sexuală, adică dacă ați început viața sexuală, gata, mersul la ginecolog este ceva banal, cu așa cum vă spălați pe dinți. Măcar la 2 ani, ok, nu trece în fiecare an, dar măcar la 2 ani. Și ecografia sa transvaginală vede niște lucruri pe care nu le vede ecografia aia abdominală clasică. Și e foarte utilă. Eu, de exemplu, la vremea respectivă, acum foarte mulți ani, îmi identificase deja o doamnă doctor de la Centrul Medical Unirea, așa se numea înainte clinica care acum a devenit Regina Maria, mi-a identificat o problemă a ovarelor pe ovulație, adică de ce am o ovulație problematică, de ce nu ovulez întotdeauna și multe alte lucruri. Și așa ne-am lămurit atunci și că, în fine, că
uterul meu era la vremea respectivă problematic de a ține o sarcină, bine, pe mine la 200 de ani nu mă interesa asta. Dar ca idee, că femeia îmi spunea în perspectivă, mă, vezi că acum nu vrei, dar e posibil peste niște ani să vrei. Și chestia asta m-a ajutat foarte, foarte mult pe mine, pe partea de sănătate. Adică m-am lămurit foarte bine, strict ca organism, de ce am problemele de menstruație, de ce am probleme de sindrom menstrual atât de nasoale. În fine, o grămadă de lucruri. Adică îți deschide așa o cutie a Pandorei. Nu este un capăt de țară ca bani. Adică o ecografie transvaginală e undeva între 250-400 de lei în funcție de medic și de aparat. Deci nu e ceva... Și nu. Și cum se întâmplă? Deci chestia care citește, cititorul, e practic ca un pix. Pe care ți-l bag în vagin. Dar e liniștită că nu ți-l bag oricum. Se trage un prezervativ peste el, că evident ăla se folosește la mai multe persoane. Se dă cu foarte mult gel dintre ăla care se folosește la ecografie, ca să fie super alunecos. Așa. Și este introdus încet. Tu stai pe spate și cu picioarele flexate. Adică nu stai în poziția aia clasică de pe scaunul ginecologic, pe care știu că toate femeile o răsc. Credeți-mă că nici doctorii ginecologi nu zic, vai de mine ce deosebit e. Da, este singura formă prin care ei pot vedea ceea ce trebuie să vadă, că obiectul lor de studiu și de analiză aia e. Așa. Și după ce e introdus cu acel cititor, practic, adică e o chestie... nu știu dacă e electronică sau whatever, care îți citește, are un ochișor acolo în vârf, se învârte foarte ușor și nu simți absolut nimic. Adică simți efectiv ca și cum așa, îți face cineva... Asta e toată senzația. În schimb, ginecologul poate în acest fel să-ți măsoare tot felul. Endometru, mărimea uterului, cum sunt poziționate ovarele, dacă sunt folicul, dacă sunt chisturi, că e diferență. Foarte multe lucruri se pot identifica. Adică e păcat să nu faceți la 2 ani. Evident, repet, dacă ați început viața sexuală. Dacă n-ați început viața sexuală, rămâneți încă la ecografia clasică abdominală. Uite, nu știu, și uite, asta e o chestie pe care am să o întreb. Dacă testul Papa Nicolau are sens să fie făcut de o persoană care n-a început viața sexuală, din ce știu, nu. Dar mai sunt și situații de genul, gen o adolescentă și începe viața sexuală, să zicem, pe la 15-16 ani. Se întâmplă. Ei, și după aia, vreun an, doi, nu se mai întâmplă nimic. Și ea zice, în anul ăsta, 1-2, nu, mă mai duc la ginecolog, nu mai trezează nimic. Și observă niște probleme. Zice, eu n-am nimic, am răcit. Nu, fetiță, n-ai răcit, du-te la ginecolog. Că și dacă ai răcit, cum e vorba asta noastră populară, am răcit acolo jos, Doamne, parcă ne e rușine să ne acceptăm partea asta a corpului, vagin, vulvă și tot ce avem acolo, te programezi frumos la ginecolog și te duci și vezi de ce ți s-a modificat secreția, de ce ciclul e dat peste cap, de ce atunci când îți vine ciclul te dor ovarele de nu mai pot și așa mai departe, da? Deci nu e o chestie de zis, lasă că e rușine, nu, cum să mă duc acolo? Alegeți-vă la fel, alegeți-vă, mai ales dacă sunteți la început și sunteți mai timide, mai nu vă simțiți confortabil sau și mai încolo, alegeți-vă o femeie ginecolog, dar o femeie poate mai tânără, mai plăcută, informați-vă. Dar poți să faci și genul să mergi, să-i spui, măi, exact așa, vreau prima dată să vorbesc cu dumneavoastră. Vreau să mă pregătesc ca să vin să-mi desfac picioarele, știi? Că e o chestie absolut psihologică și ei știu, adică ginecologii și ei știu că asta nu e ceva plăcut din punct de vedere biologic, în primul rând. Că nu are cum să fie plăcut. Dar să zicem, boda proste, că există forma asta de medicină. Gândiți-vă că în trecut mii și sute de mii de femei mureau din afecțiuni extrem de simple sau se îmbolnăveau dramatic din banalități, pentru că nu exista ideea asta de control ginecologic, de analize și așa mai departe. Că m-am făcut aptoac. Las că trebuie să vă arăt și eu că am fost și eu la Pepco, da? Asta mi-am cumpărat de la Pepco. Asta, da, deci vă rog frumos să rețineți. Fac și eu haul de Pepco, da? Asta. Și am luat ceva. Mi-am luat acest iepuraș de porțelan pe care am dat 5 lei.
și pe care o să-l folosesc la postările pe care o să le fac eu de Paște. Da? Deci ăsta este haul-ul meu Pepco. Că să-mi ierte Dumnezeu, dar altceva eu n-am ce să iau. Adică unde? Să-mi le pun în cap, să ce? Astea am nevoie, că sunt șervețele, îmi șterg birou, ce mai am nevoie. Și ăsta să am un element de decor pentru postările mele din Instagram, ce o să am eu chef să fac în perioada de Paște. Că legat de asta mereu mă întreb. Că mai văd și eu holuri de astea de Pepco. Și mă întreb, măi fetelor, dar unde le puneți? Da, unde le puneți? Când aveți timp? Adică unde puneți toate produsele astea de la Pepco? Că na, astea sunt... De ce am nevoie de ele? Și sunt ieftine. Am nevoie să-mi șterg prin casă praf și... Da. Dar când văd toate holurile de astea de Pepco, băi nene, și vază, și globuri, și beculețe, și așa. Și atât mă întreb. Unde le puneți? Explicați-mi și mie. Unde? Câte case aveți? Că acum poate aveți 7 case și în fiecare vă trebuie. Sau de câte ori vă trebuie o vază? Cam stat și m-am gândit, băi, vază. Și eu am 2 vaze în casă, barmint, 3. Uite, asta e una din ele, în care am, apropo, se găsesc la Lele, la, ziceți, la Sezană. Nu știu, cred că 27 de lei, cred că e buchetul ăsta. Așa. Am 3 vaze pe care le am de minim 5 ani. N-am nevoie de altele, adică că, sau mai poate am zis, o fi, femeile astea ori primi 10 buchete de flori pe săptămână și atunci n-au unde să le pună, știi? Da, nu, pur și simplu nu-mi dau seama, adică acum chiar nu e ironie, nu e ironie, pur și simplu încerc să înțeleg ca om care am și o casă, într-adevăr, eu am doar 2 camere. Cât poți să ai dacă stai la bloc? Maxim 4 camere. Cât poți să pui în 4 camere? Ok, dacă stai la casă și ai, să zicem, 2 etaje, păi, îți iei odată pe an, mă gândesc, că se mai sparge poate o vază, o nu știu ce, dar la 2 luni hol de Pepco, pe mine asta mă depășește, adică... Pentru că am mai urmărit așa persoane pe YouTube și urmăresc în continuare. Eu, apropo, trebuie să urmăresc în primul rând din perspectivă profesională, pentru că fac social media și PR pentru clienții mei și eu trebuie să fiu la curent cât pot, adică că nici eu nu. Câteodată mai stăm, știi, pe la ședințe și îmi zic ei, dar știi că e cu tare care face nu știu ce. Bă, nu știu, dar mă uit și stau și mă uit. Da, și într-adevăr și noi ne mai mirăm câteodată cu anumiți clienți, chiar nu că ne amuzăm, dar ne întrebăm, mă, dar unde pun fetele astea, unde pun femeile astea, toate alea, deși de Jumbo și Jumbo și de Pepco și de unde le pun? Și am zis, mă, sigur, zic, au depozite de astea închiriate sau au gen, mă gândesc, ai un apartament de 4 camere și o cameră o transformi în depozit și ții acolo de treabă, pentru că na. Chiar spuneți și voi de câte ori luați câte o sacoșă de aia full de la Jumbo și de la Pepco. Deci, la Pepco mă duc așa. Uite, mă duc pentru șervețele. A, pentru astea. Și asta am nevoie, pentru că mai au și de la Lidl. Cam la 2-3 luni iau șervețele de la Pepco, pentru că v-am zis, iau și de la Lidl. Mă mai duc, merge fiul meu, pentru că el este colecționar de mașinuțe Hot Wheels și acolo mai își cumpăr câte 2-3 mașinuțe Hot Wheels când apar noutăți, evident ce n-are el. Mă mai duc la Pepco pentru punguțele alea de caca de câine. Mă mai duc la Pepco dacă, de exemplu, mi s-au uzat toate tricourile, am făcut cârpe, dar astea mi se întâmplă la fel o dată pe an. Pentru că mai cumpăr și de la Sinsay, mai îmi iau tricou și așa, o să zic de la Sinsay. Și atât. A, dacă am de făcut, de exemplu, un cadou la cineva, mi se mai întâmplă să iau papucei de aia de pluș de stat în casă sau, ziceți, am mai cumpărat covorașe de baie pentru o prietenă de-a mea mai în vârstă, care nu reușește să ajungă mereu și i-a mai cumpărat câte un covoraș de baie. Dar asta s-a întâmplat în decurs de 2 ani, am cumpărat odată. Da, deci vă rog frumos, lămuriți-mă. Deci nu, chiar nu e cu ironie, e cu o mare curiozitate. Că, nu știu, majoritatea care trăim în România stăm la bloc, frate. Chiar dacă sunt blocuri de astea noi, n-ai
frate, 100-200 de metri pătrați să-ți faci de baran care să depozitezi și după aia ce faci când faci curat la ele, când... Stați așa că am și o cutie de la Vichy pe care am primit-o, cred că anul trecut în noiembrie, la un eveniment cu despre menopauză din seria aceea evenimentelor pe care le face Ileana Badiu. Și am primit un set de la Vichy. Și chiar uite acum am zis să-l desfac. Pentru că, apropo, nu m-am dat cu SPF. Hai să mă dau cu SPF, că am aici o cremă cu SPF. Și să discutăm un pic despre... Am aici așa. Am cremă pentru perimenopauză. Am altă cremă pentru perimenopauză. Am aici o cremă tot pentru perimenopauză. Am o cremă de noapte pentru postmenopauză. Și aici am o cremă normală, Capital Soleil Anti-Aging Water Fluid. Da, pe care o să o folosesc chiar acum cu voi. N-am mai folosit de mult un produs și de față, că de corp am mai avut. Și arată așa. Uite-o. Bun. Trebuie să mă uit un pic pe lista de ingrediente să nu fie ceva la care subsemnata să nu prea ducă. Aqua water, alcool de naturat imediat. Băi, cu alcool de naturat eu nu prea mă împac, dar acum am deja pe față, am ser și cremă. Silica. Are și niacinamidă, bun. Perlit. Perlit e ca să dea un aspect așa frumos, tocoferol. Are parfum la sfârșit. De ce vișii? De ce vișii? Că spui că ești dermatocosmetic. De ce mai pui parfum? Nu mai pune parfum. Ai, eu n-am o problemă. Mie îmi plac produsele care miros frumos. Dar ai grijă că sunt femei care chiar cred că produsele dermatocosmetice sunt pentru ten sensibil și nu știu ce. Și s-ar putea să nu fie așa. Și după aia se supără și după aia tu te superi vișii și spui, mai, nu mai cumpără lumea vișii. Și uite de aia. Cumpără lumea vișii, dar nu zice că... Începe să zic, a, dar nu prea îmi place, da, așa. Foarte mișto ambalajul de tip, așa, canulă. Ok. Hai să punem. Ups, da, ce lichide, mămică. Bine, e un SPF 50. Da. SPF-ul nu trebuie masat. Adică eu l-am pus aici în palmă și acum îl dau frumos pe față. Mirosea spirit. Adică nu știu unde e parfumul, că dacă tot au pus parfumul ăla, să miroase fain. Probabil este un parfum care doar neutralizează senzație de rece, că n-ai cu alcoolul ăla de nat. Cea mai plăcută senzație pe care o am de la o cremă. Bine, m-am și obișnuit cu SPF-uri de astea asiatice, selectate de Rena, pentru că nu orice fel de... Da, mirosul e... Într-adevăr, parfumul este la urmă, dar e un miros mai degrabă de spirit decât de... Și începe mâncarea mea. Mănâncă... Deci, pe toate cremele care au alcool denaturat, chiar la început, deci e cu mâncărime. Hai să stau să mă abțin. Deci m-au luat cu mâncărime. Rezistăm. Este o SPF 50 bun, asta nu mă îndoiesc. Anti-photo-aging. Da, nu, la SPF nu mă îndoiesc, la calitatea filtrelor nu mă îndoiesc, este ceea ce trebuie. Păi da, mă mănâncă, mă scuzați, dar mă mănâncă fața. Să vedem cât reușesc să stau. Da. Hai că vreau să înțeleg
care trebuie că încerc să-mi distrag atenția. Întotdeauna mă mănâncă, deci eu asta pățesc și cu cremele de la Lancome, care și nici mai pot. Ok. Asta pățesc și cu cremele de la Lancome, care au alcool de natural, L'Oreal, Paris, mai sunt unele care au... Ta-na-na-na-na. Rezistă, Ani, rezistă. Asta este pentru perimenopauză. Redensifying, da, normal to combination. Spune că este hipoalergenic. Bun. Și avem așa. Aquaglicerin, timeticon, bun. Hydrogenated polyzoctem, bun. Iacinamidă, bun. Hidroxipropil, tralala. Alcool de nat. De ce a spus alcool de nat și aici? De ce? Propilenglicol, sintetic, silica. Silica, e, practic, se pune mai mult în... în primere. Dimeticon, bun, de alt dimeticon, cortolimer, tralala, viperazine, taien, sulfonic acid, bun. Un colorant yellow, titanium oxid, sodium hyaluronat, bun, adenozină, bun, tocoferol, propilen carbonat, diprolin, casia, casia, angustifolie, acid, polizaharid, bun, de cam pe la sfârșit. Trisodium, disuc, sintetica și parfum la sfârșit. Ei, asta la fel. Nu poți să spui că este pentru perimenopauză. E... Încerc scuze, trebuie să mă duc să o dau jos de pe față, mă simt să... Nu, nu pot. Deci asta e o chestie pe care o pățesc și asta... deci la genific fac cel mai rău. La genific, la serul ăla frumos, numai... Gata, scuzați-mă, trebuie să mă spăl. Asta m-am spălat. Nu știu dacă îl mai găsiți pe glorious.ro, să vă las. Adică aveți link către mele. Încă n-a să mă mănâncă groaznic și pe aici. Deci încă mă mănâncă și am o stare de disconfort și cine puii mei m-a pus, dar am promis. V-am promis inclusiv vouă, pentru că ați fost mulți care mi-a scris. Atenție pentru ăștia care zic, nu ți-a scris nimeni. Ba da, au fost vreo 4-5 femei care m-au întrebat de produsele la Vichy. Cum mai sunt și așa. Și am zis, promit, mai ales că, uite, acum am kitul ăsta, pentru care le mulțumesc foarte mult, de altfel. Dar ați văzut ce am pățit. Băgăm niște apă termală. Băgăm niște apă termală de auriaș să calmăm trepșoara. Nu de alta, dar azi am totuși mult treabă și nu, pe mine dacă mă începe să mă irite fața și... Da. Poate fi, deci probabil, clar alcool denaturat, pentru că am observat cam de la toate produsele din portofoliul grupului L'Oreal care au alcoolul acela denaturat, că de-aia v-am zis eu că la un moment dat le-am scris celor de la Lancome pe Facebook, le-am dat un mesaj privat, mi-au răspuns după 6 luni legat de acel alcool și a spus că e un alcool super testat, ceea ce cred, chiar cred, adică am toată convingerea că toate ingredientele sunt testate, dar nu sunt pentru toată lumea. Mai dăm. Mai dăm, mai dăm. Ei, acum aș fi vrut să încerc și celelalte produse din gama asta Novadiol, dar pe un ten care deja s-a iritat, pe un ten care deja mă mănâncă, am prurit, ca așa se zice în medical. Nu e ok să mai încerc acum ceva. O să văd ce, Doamne iartă-mă, să intru pe produsele mele de calmare ale tenului, pentru ten. No. Mă și panichez, nu știu, îmi dă și o stare de panică, de disconfort, pentru că na, deja mă mănânc aici, deși n-are nicio legătură, dar pielea comunică. Merg să-mi caut niște produse de calmare și vă arăt cu ce mă refac. O să vin cu facial mist-ul de la Milkish, marcă, nu mai, adică, dacă n-am consumat eu atât. Da, că numai. Da, asta vedeți ce se întâmplă și nu, Vichy e un brand serios, e, Doamne iartă-mă, de ani. Eu, apropo, prima mea crema antirit pe care mi-am luat-o în mod deliberat, adică m-am dus în farmacie și am spus vreau o crema antirit foarte eficientă, se întâmpla la 25 de ani și mi-am luat Vichy Lift Activ. Era pe vremea aia o singură cremă în toată, cea cu 22 de ani. Așa. Și doamna de farmacistă, foarte, era o doamnă farmacistă cochetă și îmi zice, dar știți că sunteți prea tânără pentru
Zic, cum am 25 de ani și o citisem deja în revistele franțuzești că procesul de îmbătrânire rapid încep de la 25 de ani. Și ea a zâmbit așa și m-a lăsat să cumpăr lift activ. Și am înțeles foarte bine cu lift activ, doamne. Bun. Băgăm și un pic de cremă. Hai că deja începe să se îmbunătățească treaba. Luăm puțină cremă. Întâi să dau pe aici, pe unde m-am belit, unde simt cea mai tare adică, nu, n-am ajuns în usturime, că nu ajungem până acolo, dar acolo să am pe față mai mult, da. Deci asta să știți și voi, când pățiți ceva, cu orice fel de cremă, că se poate întâmpla, te duci, te speli și o iei așa pe bucățele, cu altă cremă calmantă, te uiți să nu fie calmantă. Să n-aibă alcool în ea denaturat, să n-aibă parfum, chiar nici niacinamide să nu aibă, că poți să... Nici vitamina C. Asta când, deci mă refer când pățiți o iritație de asta, cum am pățit eu acum. Mai punem un pic. Asta e milkișul, crema. Da, că... Și încet, încet, pentru că e posibil după ce pățești o chestie de asta cu mâncărime, cu așa, să... Încă să se mai... Doamne, ce s-a calmat, nu? Bun. Gata. Deja e mai bine. Mă mai ține un pic așa pe aici. E perfect. Îl las acum un pic și după aia am să vin cu SPF-ul de la Marabou. Nu mă mai ales. Da. Ei, ce văzusem noi, ce am văzut înainte în formula aceea creme pentru perimenopauză? Nu mi se pare ceva, adică perimenopauză. Perimenopauză, eu, de exemplu, sunt în perioada de perimenopauză, adică am deja primele semne ale corpului care arată că mă apropii de menopauză, asta înseamnă perimenopauză, încă am menstruație regulată, am de toate, numai că sunt niște mici modificări, pe care, apropo, dacă mergeți la ginecolog o să le vedeți. După aia sunt modificări și în, uite, dacă ați observat, dacă vă uitați voi la niște clipuri de-ale mele de acum 7 ani, să zicem, o să vedeți că aici aveam, era mai umflată, așa, mai umflată, mai, era mai fermă pielea și acum s-a mai lăsat, așa, s-a mai... Deci se întâmplă și lucruri, nu mai am părul atât de des, e absolut firesc. Da, hai că începe termul să se calmeze. Ei, atunci, o cremă de asta, ca să poți să o dedici perioade de perimenopauză, e un pic nedrept. Pentru că la perimenopauză, noi femeile suntem la fel de diferite cum suntem. Și cât suntem nu știu, între 30 și 40 de ani, la fel și la menopauză și postmenopauză. Adică toate suntem diferite. Uite, vă dau un exemplu. Mama mea. Mama mea întotdeauna a avut tenul gras. Ea și acum are tenul gras. La 67 de ani. Deci dacă îi dau o cremă de asta post-menopauză foarte punctuoasă și așa, dar ea nu suportă cremele, uite, îmi plac mie cremele de la Guerlain sau de la Chanel, alea un pic mai... Nu-i plac. Nu. Ea avea totul cât mai fluid. Cu asta de la Marabou se înțelege foarte bine cu varianta asta, ten mixed gras. Cu asta se înțelege foarte bine. Și mai place de la Imar aia... Morning Beauty. E foarte posibil ca tu, ok, ești la perimenopauză, dar ți-ai o cremă pe care scrie perimenopauză și să nu ți se potrivească. De-aia trebuie să vă uitați la formulă, trebuie să vă cunoașteți tenul în primul rând. Asta e un lucru foarte important. Un alt lucru care ține de noi ca femei. Să ne cunoaștem tenul, pielea. Să știm cum reacționează. Chiar nu spun. Nu vă dați cu creme ca nebunile, cum mă dau eu. E suficient o nebună pe lumea asta, mai sunt și altele. Dar să știi, de exemplu, să știi că nu suporți fond de ten, de exemplu, să știi că nu, adică să știi lucrurile astea și să ai grijă de tine, pentru că nu suntem toți la fel. Știu femei care nu s-au dat cu cremă până la 35 de ani, cu niciun fel de cremă. La 35 de ani au început, este absolut ok. Dacă tu așa ai simțit, tu ca femeie, să nu te dai cu cremă până la 35 de ani, până la 40 de ani, dar nu te da, mă. Chiar am toată admirația pentru femeile care sunt foarte asumate și știu exact ce le convine, ce nu le convine, ce le place și ce nu le place. Eu continui că am nevoie de SPF.
Și o să vin cu SPF-ul ăsta, care simt, dar nu-i numai SPF, pentru că, uite, vezi, și asta e altă chestie. Vezi că de-aia se ved produsele în spatele cărora există o femeie foarte preocupată. Bianca a vrut genul ăla de cremă care se acopere și alte nevoi și are un ten cu sensibilități. Da. Asta da. Îmi blincă-ne camera că trebuie să schimb. Să schimb acumulatorul. Asta e un SPF care îmi place. Și nu are doar SPF, care și niacinamide, care și caviar și acid hialuronic. Mai vii de acasă, ca să zic așa. Mai vii de acasă. Facem concluzie. Oricât de mișto e brandul ăsta, chiar dacă eu l-am zis la 25 de ani, am folosit lift activ și așa, eu am evoluat, m-am schimbat. Da. Asta e, nu mă mai înțeleg cu produsele de față de la Vichy atât de bine. Sper că în gama aia era o gamă mai albastră, care nu avea alcool de nat. Aia cu aia sper să mă mai împac. Uite, doar să desfac așa, să pun pe mână. Asta de perimenopauză, lifting day cream. Cremă redensifiantă. Redensifiantă, să vedem, avem vreo peptidă. Nu, niacinamida avem, alcool de nat, adenozin. Păi nu înțeleg din ce face redensifierea asta. Chiar nu știu. Adică, mamă, că are o peptidă, trebuie să ai o ceramidă, ceva, un... În fine, hai să vedem cum e măcar ca textură. Că mi-mi plac, adică îmi place ideea asta de a face creme dedicate femeilor care se află într-o anumită etapă a vieții, dar tot alți dă... Băi, nu știu ce cu alcoolul ăsta, prea mult. O să dau și aici pe interior, să testez. Așa trebuia să fac și cu crema de SPF, să o testez întâi aici și pe mandibălă și pe aia să mă dau ca proasta pe toată fața. Greșeala a fost a mea că mă dau ca ea pe toată fața, dar am mers pe încredere. Da. În fine. Concluzia asta e. Suntem foarte diferite. Nu înseamnă că dacă pe o cremă scrie că este pentru menopauză, chiar e pentru menopauză, uitați-vă și gândiți-vă ce nevoie aveți voi. Da? Că este foarte posibil asta, aceeași senzație. Se supraîncălzește tenul și pielea și mă ia cu ușoară mâncărime, da, na. Pielea mâinilor e mai bătucită, că aici ai detergent, dă vase și dă toate alea, ajunge aici pe mână. Chiar dacă deci sunteți la perimenopauză, la menopauză, la postmenopauză și vă doriți o cremă, să fie practic ce aveți voi nevoie, nu ce vă zice un brand. Oricare ar fi el, că nu numai Vichy pune asta, am mai văzut și alte branduri acum mai nou, că încep să scoată creme pe care efectiv există cuvântul menopauză sau perimenopauză și așa. Și nu e... din punctul meu de vedere, e un mesaj incorrect și poate că se va reglementa și chestia asta pentru că te induce în eroare. Dacă nu știi lucrurile respective, tu poți tot să te dai, să-ți vai să aștept, da, chiar dacă mă mănâncă, chiar asta nu contează, stau și rabd, că noi femeile suntem obișnuite să răbdăm durerea, pentru că na, așa suntem setate biologic și la un moment dat te trezești că ți-ai distrus fața și nu știi de ce. Dar fața, pielea, practic, este cel mai mare organ al corpului uman și este un organ foarte inteligent. Este, practic, prima poartă cu exteriorul și care îți dă niște mesaje foarte clare. Trebuie doar să o asculți. Concluzia. Vichy nu este niciun brand bun, nu este niciun brand rău. Este pur și simplu un brand care a gândit o gamă pentru menopauză, foarte mișto chestia asta, a luat în seamă femeile care se află în această etapă a vieții lor. Însă, fiecare consumator este și responsabil la rândul lui să se educe un pic, să se informeze înainte, pentru că suntem diferiți. Și asta e un mesaj de genul că oricât de bun ar fi un brand, oricât de multe studii face, oricât asta, totul este... din punct de vedere personal, că e foarte posibil unde, da? Dacă tu ai o alergie în mod natural, dacă ție nu,
tenul tău reacționează la niacinamidă, nu o să-ți placă crema asta. La fel, dacă tenul tău nu tolerează caviarul, extractul de caviar, nu o să-ți placă chestia asta, știi? Deci e absolut firesc. De asta, testul înainte, într-adevăr, e un pic enervant, pentru că și mie mi s-a întâmplat să dau pe produse de la Lancome, în special, că după ce dai 400 de lei pe Genific, îți dai niște palme peste ochi, că după aia nu poți folosi nici măcar... Și măcar să te dai pe picioare după ce te epilezi, știi? Știi cum e? Dacă pui în balanță cu efectele negative pe care poți să le ai pe ten, lasă acolo, s-au dus 400 de lei, că, adică s-au, în cazul meu s-au dus 400 de lei că am luat serul Genific, că am fost proastă, asta e, mi-o asum. Da, acum n-am să stau să folosesc produsul ăla, să-mi distrug fața și după aia probabil o să mă duc de vreo 4 ori la dermatolog, o vizită la dermatolog cam 200 de lei, deci că ajung la 800 de lei ca să repar o chestie făcută de un ser de 400 de lei. Nu. Văd că nu-mi place, m-am oprit din el. M-am acrit puțin, pentru că... mă dur degetele. Știți cât am scris în 2 ore? Câte mail-uri? Deci nu mai pot. Am febră musculară, efectiv. Nu știu, dar n-are cum se vede. Pe de altă parte, repet, mă bucur. Mă bucur că după atâția ani și după, să știți că multe descurajări pe care le-am primit din foarte multe direcții pe partea asta de a fi pe cont propriu, vai, mi-aduc aminte de tata, Dumnezeu să-l ierte, îmi zicea mereu, vai, ai plecat tu din firma aia care te plătea așa bine și erai doamna director și ai rămas tu singură, vai de capul tău ce o să se întâmple. Și după aia, înainte să se ducă din lumea asta, era foarte simpatic și mă întreba, zice, da, te descurci cu banii, da, oamenii te plătesc, când le faci factură, zic, da, tată, mă plătesc, mă, da. Și cred că cu ocazia asta răspund așa oarecum indirect, cred că Silvia și numai Silvia, au mai fost o fete care mi-au scris în privat pe Instagram pentru sesiunea de Q&A, să mă întrebe ce să facă, tot așa sunt în momente de impas la serviciu și se gândesc dacă să plece sau să nu plece și să intre pe cont propriu. Aici o să spun pe scurt, pleci pe cont propriu dacă tu știi deja ce faci, ce vei lucra peste 2 săptămâni. Dacă nu știi, dacă nu ai nicio discuție pornită, niciun client potențial, nu. La fel, când plecați pe cont propriu, o să spun asta și în Q&A, dar o spun și aici, să aveți rezervă, buffer, 2-3 luni, să vă asigurați tot ce aveți nevoie. Nu să huzuriți. Chirie sau rată la casă, mâncare, electricitate. Adică voi să aveți deja puși deoparte banii pentru 3 luni de rezistență în caz că nu găsiți ceva, pentru că se poate întâmpla. Se poate întâmpla. Și atunci să fii pregătit ca să ai eventual și timp să-ți cauți job, să te reangajezi. E delicat, adică nu e simplu. Trebuie să știi foarte clar ce o să faci. Deja să ai o listă de 10 clienți potențial, cu vreo jumătate din ei să fii început să discuți pe orice domeniu. Deci și dacă, fetelor, doamnelor, și dacă vă apucați să faceți menaj. Că să știți că mi-a fost la un moment dat, am avut și chestia asta, că am zis, bă, dacă nu, eu eram bună pe la 30 și când m-am lăsat eu de job, eram încă, să zic așa, rezistentă, am zis, mă duc și fac curat. Și dacă te duci să faci menaj, să fi vorbit deja cu 4 familii care deja să-ți fi spus, da, nene, vii joi la ora 4 și faci curat. Nu plecați, că las că văd eu ce o să mi se întâmple. Nu. Cel mult puteți să plecați așa, las că văd eu ce o să mi se întâmple, dacă ai părinți care te pot susține 2-3 luni, 4 maxim. Dacă ai un soț care te poate susține, adică să acopere el toate cheltuielile, 3-4 luni. Altfel nu. Altfel nu, pentru că e, vă dați cu palma în cap, singuri sau singure. A ieșit soarele, frumos, încep să se deschidă și la lelele. A, câte lucruri se întâmplă într-o zi. Și a sosit și un coleg de la Sabon. Și am zis, băi, asta e cu dedicație. Adică parcă s-a știut că eu astăzi filmez și am primit un coleg ca să-i fac unboxing. Hai să vedem care e treaba cu Sabon. Pentru că ce-au trimis aici.
Da, sunt pe lista de chiar la Sabon, cred că de vreo 2-3 ani, nu mai știu. Primesc pachetele lor de PR. Sunt niște produse, băi, pe care, deci mi-aduc aminte prima dată că s-a deschis Sabon în România. Era în Băneasa, cred că un singur magazin, că la ăla mă duceam eu. Și era, frate, deci toate femeile erau nebunite, intrai acolo, nu puteai să nu ieși fără o cremă de mâini, fără un ulei de duș, mi-aduc aminte uleiul de duș, că nu se putea. Da, nu exista atunci ideea de magazin online, de așa, dar pasiunea pentru mirosuri și așa exista. Și mi-aduc aminte că era o perioadă când se făceau cadouri de nuntă, aveau ei în magazin niște coșuri foarte, foarte mari, nu știu dacă se mai folosesc, acum bine, au și apărut o grămadă, dar era faza aia, că și pe la mine, pe la birou, pe unde lucram, dacă cumva te invita vreo colegă la nuntă și eram mai mulți colegi, se puneau bani și se lua câte un coșălău dintr-o ăla sau, în fine, de la Sabon, pe lângă plic normal, dar așa era o chestie de... Da, ca de obicei, așa vin cu tot felul de pufuleți de chestiuni. Hai să vedem ce e. Că am primit mai multe comunicate de presă în ultima vreme și nu pot să-mi dau seama. Bravo, hai că am dat pe jos. E bine că tot nu mai dădusem eu cu aspiratorul, dar ca asta le iau ușor. Am problema să le iau cu mâna. Nu, trebuie să... Câte au căzut pe jos? Două, trei. Le iau acum în alta să nu vină panda să apuce de ros la ele. După aia trebuie să stau, după aia să nu vomite, că are și o vârstă și na, știți cum e. Hai să vedem ce e în cutia asta. Ca de obicei, cutiile de sabon sunt foarte, foarte frumoase. Apropo, am și un link de afiliere cu sabon și m-aș bucura dacă l-ați folosi. Cu ocazia asta vă reamintesc ce înseamnă afilierea. Este o formă de marketing a magazinelor online pe care oferă oamenilor activi în online, nu neapărat influencer, sunt oameni care dețin site-uri pe care plasează link-uri sau bannere care au în spate un link de afiliere și voi de câte ori faceți o vânzare folosind acel link, acea entitate, fie că e influencer, fie că e un site, fie că nu știu ce, primește un comision. E totul matematic, e totul fiscalizat cu factură, cu reținere impozit la sursă, adică e cum se zice, mai curat de atâta, doar papa poate să fie de la Roma. Bun. Deci dacă folosiți și voi linkul meu de la Sabon, am și eu, nu mai știu, 1% comision, adică voi oricum și dacă folosiți, dacă nu folosiți, vouă nu vi se întâmplă nimic dacă nu folosiți acel link de afiliere și numai în cazul meu. E o formă prin care puteți să vă susțineți pe influencerii pe care chiar îi admirați și vreți să-i susțineți. Dacă nu vreți să folosiți linkul de afiliere de Sabon de la mine, duceți-vă la altul care vă place. Dar susțineți oamenii ăștia care fac treaba asta. Astea sunt produsele. Am așa, am Silk Body Milk White Rose, am un scrub de corp tot Lavender Apple și am Shower Oil White Rose. A, uite cât de fain e. Și aroma aia de trandafir. Trandafir alb. Asta cred că o să meargă direct la baie. Îmi place prea mult, mult, prea mult. Da. Ce să vă zic, mulțumesc Sabon pentru surpriză și vă mulțumesc dacă folosiți linkuri de afiliere, nu numai pe ale mele, nu doar pe ale mele, ci pe ale tuturor și dacă folosiți linkurile influencerilor pe care chiar îi urmăriți și vreți să îi susțineți. Le faceți un mic cadou, e ca un mărțișor, așa, dacă vreți. Știți cum e? E frumos să tot prim, să te uiți la clipuri și nu știu, dar e frumos să și susții pe oamenii ăștia. Așa consider eu, că am observat că e chestia asta. Vai, voi influencerii mocangiști. Păi, fără supărare, dar primii mocangiști sunteți voi. Pentru că toate clipurile astea le accesați în mod gratuit. Adică voi nu plătiți nici să intrați la mine pe canal de YouTube și inclusiv să faceți mișto de mine. Nici la alți YouTuberi, da? La toată lumea intrați for free. Singura chestie e că da, trebuie să aveți un telefon și un abonament la internet. Asta e tot prețul pe care îl plătiți, dar nu plătiți efectiv ca la Netflix, da? Ca la Disney Channel, unde plătiți ca să vezi filmele. E, aici nu plătiți nimic. Deci, hai să vedem cine e mocangistul de fapt în toată poezia asta.
de lifestyle. Eu v-am adus niște parfumuri fresh, se numesc Reebok, se găsesc la DM, Reebok și DM și Miss Gay. Sunt niște parfumele foarte ușoare. Apropo de ce zicea Ana, haideți toate să Am mutat, sunt în camera lui fiul meu, pentru că aici am mai avut spațiu unde să filmez și vreau să închid o dată daily vlog-ul ăsta ca să nu mă prindă iar, nu știu, 8 martie cu el. Da, scopul meu este să-l postez astăzi, pe 1 martie, vedem, pentru că în seara asta la evenimentul cu Maison Olfactiv, de la Băneasa, sper să am timp să văd cum fac, pe cine rog, să iau camera după mine, să mai filmez un pic de acolo și să includ în alt vlog. Am o bucățică de ciocolată, o las aici. Mi-am luat coletul de la Dr. Max, pentru că mi-a făcut o comandă. Apropo, vă las link-ul de acolo în descriere. Și o să vă arăt imediat ce am comandat. Nu sunt locotia cine știe ce. Mi-am luat iar Ultra C-ul de la Good Days Therapy. Am mai avut o cutie, dar am dat-o mamei pentru că îi place foarte mult și mi-a zis că a și văzut rezultate și sincer toți am văzut rezultate. Eu practic am văzut de la combinația cu Virus Block, pentru că viroza ne-a lovit pe toți, nu avem ce să spunem, dar una este să ai viroză și să poți să mergi la ședință, să poți să muncești, să nu stai decât. Practic eu am avut două zile mai nasoale în care am stat în pat. În rest, n-am avut treabă. Lumina nu e taman bună aici, pentru că nici nu am unde să pun camera cum aș vrea eu să o pun. N-am loc acolo pentru că e biroul, fiul meu. În fine. Bun, deci vă ziceam de Ultra C. Și exact de chestia asta, că dacă ai o vitamina C de calitate, și apropo, asta este o vitamina C non-acidă, care poate fi folosită și de femei gravide. Un detaliu pe care nu știam, dar ne l-au explicat medicii care lucrează cu Good Days Therapy, în sensul că oferă și consultanță, dar cer și informații și primesc informații foarte documentate specifice pentru medici, ca la rândul lor să poată recomanda acest produs celor care au nevoie, evident. Bun, asta e Ultra C-ul. Mi-am mai luat un spray nazal Nazomer. Aș vrea foarte mult să-l găsesc pe la Fresiderm, pe care l-am luat din Grecia. Am văzut pe ceva magazin, make-up shop sau nu știu pe unde. Dacă nu, oricum anul ăsta ajung iar în Grecia și am zis că cred că mi-au vreo 5 bucăți. De la Fresiderm, cel mai bun spray nazal cu apă de mare. Și acum o să deschid o cutie a Pandorei, probabil, și o să-mi iau... Adică sunt convinsă că oamenii întotdeauna se bucură de rău altuia. Și din păcate noi femeile avem o chestie de a face mișto de celelalte atunci când au probleme. Pentru că mi-aduc aminte și când am avut, să zic așa, primele chestii legate de disconfort de menopauză, nu de menopauză, de menstruație, culmea. Profesoara mea de sport a făcut mișto, ea fiind antrenoare de basket, se retrăsese din circuit și acum era profesoară de sport la liceu și nu înțelegea de ce s-a nimerit cu profesoara respectivă să am
două zile consecutive de sport. Deci mie dacă îmi venea ciclu luni, așa aveam cu ea sport luni, nu puteam să fac nici luni și nici marți. Și erau așa făcute, zilele cu sport, așa. Și ea nu înțelegea de ce și prima și a doua zi eu nu puteam să fac sportul. Și am ajuns la niște discuții foarte penibile la vremea respectivă. Gândiți-vă că eu eram o fată de 16-17 ani și m-am simțit foarte jignită și chiar un semi-bully așa, când a trebuit să explic profesoarei mele că fluxul meu de menstruație este atât de mare, încât dacă aș veni să mă crăcăcesc la sport și așa, pe vremea aceea nu existau tampoanele de astăzi și toate așa, se mergea cu vată, fetelor, vată. Ei, vata aia era, dacă aveai un flux mai mare, era imposibil să nu te pătezi. Trebuia să te schimbi uneori și la o oră. Ce o oră? Da? Ba, se întâmpla ca de multe ori, eu în prima sau în a doua zi de menstruație, diriginta mea știa, am avut noroc că am avut o femeie foarte, foarte femeie, în primul rând, și a înțeles chestia asta. Stăteam acasă, pentru că riscam efectiv să curgă pe scaun la școală și... faza este că nu băieții neapărat râdeau în clasă și făceau mișto, ci culmea, colegele, o parte din colege, nimic de zis, aveam în parte și de o colegă de bancă extraordinară care m-a ajutat din punctul ăsta de vedere și îmi spunea, pentru că eram mai multe fete în clasă care treceam prin chestia asta și fiecare ne descurcam destul de greu. Dar asta pentru mine a fost întotdeauna surprinzător, cât pot fi femeile de rele atunci când e vorba de problemele lor, că menstruația să merită Dumnezeu de aia noastră. Adică și unele aveți într-adevăr norocul să aveți o menstruație super mișto și să puteți să mergeți și la plajă, să vă puneți un tamponel de la micuț și să n-aveți treabă. Ei, am fost unele care ne-am născut cu flux mai mare în primele două zile sau chiar în primele trei zile și atunci nu facem față. Deci nu facem față la activități, cel puțin pe vremea când era cu vata, așa, nu făceai față pentru că streceai. Să vă zic un truc pe care eu îl făceam, aveam niște perechi de chiloți mai lați și decupasem plasticul ăla de la învelitorile de caiet. Gândiți-vă că eu, deci pe vremea mea, deci, repet, nu existau tampoane, abia apăruseră niște tampoane așa lunguiețe foarte mari, practic erau ca un fel de vată învelită într-o plasă, nu te ajutau cu nimic. Și atunci ce făceam? Am luat chiloții respectiv, i-am tăiat, am decupat copertă de caiet și am băgat în căptușeală, am cusut la loc și astfel aveam deci ca un plastic care să mă protejeze, să nu, ca sângele menstrual să nu-mi treacă prin chilot și să împăteze pantalon, să apar la școală în situații neplăcute. Dar asta era pentru o fată de 15, 16, 17 ani foarte traumatizant pe vremea aceea. Gândiți-vă că eram într-o epocă în care nu se vorbea despre așa ceva, se vorbea la ureche, chiar și cu mama. Exista un ritual în toate familiile în jurul nostru, fetele care aveam chiloții pătați de sânge menstrual, ni spălam pe ascuns, aveai chiar un lighean cu capac. Nu, vă spun niște realități prin care am trecut, deci toate femeile, cred că care suntem astăzi la 45-46, toate am trecut prin asta. Și inclusiv chiloții pe care ți-i spălai, clar trebuiau să fie impecabil, că ți-i puneai cu hipoclorit, cu toate tâmpenile, că nu erau toți detergenții de acum și se spăla la mână în majoritatea cazurilor. Foarte puține femei aveau acces la mașini de spălat și îi întindeai seara pe ascuns, pe sârmă, undeva, ascunși, feriți cu altceva. Eu vă spun o realitate pe care nu am trăit-o doar eu, ci zeci de femei în jurul meu pe care le cunoșteam. Și nu se vorbea despre asta, nu era, era ceva... Plus că ne era și jenă la ora de sport când se întâmpla chestia asta, să spunem că suntem în perioada menstruală și așa, pentru că, repet, tot fetele făceau mișto de alte fete, nu... Și făceau mișto cele care aveau bafta. Fie să aibă un ciclu menstrual foarte restrâns, adică aveam colegi care îmi spuneau, băi, eu îmi pun vată dimineață și până plec acasă nu am nimic, abia îmi vin patru picături. Aveam colege care încă nu le venise, de exemplu au fost fete care le-a venit la 16-17 ani, un lucru foarte bun de altfel. Mi-a venit de la 14 ani, n-am avut ce să fac. Asta a fost, adică era un lucru foarte bun, așa, eu atât vă spun, sunt problemele noastre ale femeilor care par probleme rușinoase,
Și e foarte nasol când femeile între ele se înrăiesc și fac mișto. Ia uite-o, dragă, și pe aia. Atâta se lamentează cu ciclu și cu nu știu ce. Uite, dragă, eu am ciclu și pop, mă duc și acolo, fac și aia și așa mai departe. Da, foarte multe discuții pe tema asta. Ei, o chestiune pe care am întâlnit-o eu din momentul în care am semnele de perimenopauză, un lucru discutat și cu ginecologa mea și așa, fix deci și în perioada de ovulație și ușor în sindromul premenstrual, mă confrunt cu o constipație lejeră, să spun așa, sau balonare, sau o stare de aia, efectiv mă simt plină și tranzitul digestiv nu e taman bun. Încă din de când am născut, mi-aduc aminte că am vorbit acolo cu șefa asistentelor pe ginecologie și mi-a spus așa, că pe măsură, mai ales că eu am născut la 34 de ani și mi-a zis că este posibil ca odată cu înaintarea în vârstă și așa să se întâmple și lucrurile astea, inclusiv post-naștere, apar niște inconveniențe la nivel digestiv și mi-a spus, doamnă, întotdeauna să aveți în casă supozitoare cu glicerină. Pentru că decât să stați balonată, indispusă, să țineți tranzitul intestinal pe loc, un supozitor care este doar glicerină nu are ce să vă facă rău. Practic, cum spun eu, e ca și cum te-ai dat cu cremă pe interior. Așa, pe acolo pe unde eliminăm excrementele umane. Dacă toate aceste lucruri cumva vă îngrețoșează, vă reamintesc că suntem ființe umane, suntem în anul 2024, în care trebuie să ne obișnuim să vorbim despre lucrurile acestea cu naturalețe, cu normalitate, nu cu vulgaritate, nu cu diminutive. Chiar aș vrea să se termine epoca în care vorbim despre organul sexual al femeii cu păsărică, veveriță, iepurică, nu știu ce, nu. Este vulvă ceea ce este la exterior, cu labii, da? Vaginul este așa, poți cu un copil mic, da, cu o fetiță de 4-5 ani să-i spui 6-7 ani, în fine, poți să-i spui de păsărică, după ce mai ales are și primele semne că îi vine menstruația, așa, este bine să explici care este componența organului genital, ce rol are fiecare, să și le urmărească, este un lucru foarte important. Odată cu avansarea, cu trecerea anilor, îți vine menstruația, se întâmplă tot felul de modificări hormonale în corp, lucrurile alea se schimbă și tu trebuie să-ți avertizezi copilul și să fie, o femeie trebuie să fie obișnuită cu zona ei genitală, cu zona vulvei, cu zona labiilor, cu ceea ce poate vedea la intrarea în vagin, da? Pentru că astea sunt semne. Odată e sigură, își cunoaște corpul și știe, bă, sunt sănătoasă, sunt bine, sau dacă vede vreo modificare, o poate explica ginecologul. Când te duci la ginecolog, poți să-i spui, știți, eu de obicei sunt așa, dar de vreo săptămână, nu știu ce chestie e mai umflată sau așa. Sunt lucruri foarte importante, mai ales că noi femeile suntem foarte diferite, așa cum sunteți și voi bărbați, nu știu dacă sunteți bărbați la chestia asta. De asta, suntem într-o epocă în care trebuie să discutăm lucrurile astea, mai ales că țin de sănătate, de prevenție, de... E mai bine să-ți cunoști corpul decât să nu-l cunoști. Și așa și asta cu constipația e, din păcate, un lucru, un mic disconfort care se poate deveni mai neplăcut în perioada perimenopauzei pe care eu o trăiesc acum. Care e chestia? Perimenopauza, asta mi-a explicat și ginecologa, poate să dureze și 10 ani. Adică tu poți să experimentezi semnele perimenopauzei, să zicem, la 40, dar abia la 50 să ți se instaleze efectiv menopauza. Menopauza ce înseamnă? Când, practic, au trecut 12 luni legate în care menstruația s-a oprit din cauze naturale, adică nu sunt alte cauze. Așa. Și perimenopauza poate să ajungă și până la 10 ani. Și în perioada asta apar diverse modificări în zona pelviană, care pot fi mai neplăcute, mai neplăcute. La unele persoane poate să nu fie nimic, la unele persoane poate să fie doar puțin, așa mai departe. Cert este că, v-am zis, și asistenta de la ginecologie și doctorița mea ginecologă mi-a recomandat
să am lucrurile astea în casă și când simt acest disconfort, așa, să le folosesc pentru a nu crea o presiune în plus în zona pelviană, adică să nu se acumuleze acolo și să fie presiune și să fie durere și să fie disconfort și în capul meu să se creeze un stres nou și să generez hormonia de stres care, culmea, blochează estrogenul și alte, adică e un cerc foarte vicios. Per total, trebuie să te simți bine și relaxată cu corpul tău și să-i primești semnalele și să le accepti. Evident, la mine nu se pune problema de alimentație, pentru că am discutat asta inclusiv cu nutriționista la care am fost. A fost la o nutriționistă excepțională anul trecut, recomandată de instructora mea de Pilates, și am explicat cam ce mănânc. Și ea mi-a zis, din punct de vedere, zice, din ceea ce mâncați, nu aveți niciun motiv rațional, concret, medical, care eu pot să spun, da, nu mâncați destule fibre sau ce, nu mâncați de toate, este strict o chestie funcțională și mi-a confirmat același lucru, că poate fi un mic detaliu atașat perimenopauzei. Iar la mine problematica asta cu tranzitul intestinal se remarcă strict în perioada de sindrom premenstrual, care acum s-a modificat față de cum era, să zicem, înainte de 43-44. Anul ăsta fac 47, băi. Mesajul meu ar fi dacă, adică tot ce am strâns eu ca informații în ultimii ani, pentru că, nu știu, confruntându-mă de mică cu problemele astea de menstruație, nu știu ce, vreau să vă zic că eu prima dată am fost la ginecolog, chiar la 14 ani, am avut BAFTA, ca fix în orașul în care locuiam, la Spitalul Județean, să fie o doctoriță foarte tânără, ginecolog, care avea o specializare în ginecologie infantilă. Îi sunt recunoscătoare, în primul rând, mamei mele, că ea m-a învățat de mică că a merge la ginecolog este o chestie de respect întâi față de tine ca femeie și de grijă față de tine, pentru că dacă tu nu ești sănătoasă, tu nu poți să ai grijă de cei din jur. Și atunci mi-a zis de foarte mică că în momentul în care va veni ciclu, o să mergem la ginecolog, o să vorbim și așa mai departe. Ei, atunci am fost, pentru că aveam un flux foarte, foarte mare și după analize de sânge, cum se făcea pe vremea aia, eu sunt născută în 77, deci când aveam 14 ani, 91, cam așa, 91, da. Așa, cu metodele care au existat atunci, am avut noroc cu această doctoriță ginecologă, pentru că mama s-a dus și a întrebat la spital, uitați, am un copil așa, ce fac cu el? Că nu ne mai rezolvăm. Ca să nu mai zic, odată când a chemat urgența acasă, la fel, vedeți, tot din partea unei doctorițe fără experiență, mi-a spus, hai, spune drept, ești, te-ai culcat cu cineva, acum ești gravidă și ți-ai provocat singur avort. A spus asta unui copil de 16 ani, la vremea aceea, și un copil timid și un copil care efectiv tremura în pat și stătea, mă scuzați, cu vata între picioare. Pentru mine momentul ăla a fost, deci am bușit în plâns. Mama efectiv i-a spus doctoriței respective că vă rog frumos în primul rând să respectați copilul. Da? Nu este vorba de așa ceva, dacă eu vă spuneam din primă fază ce se întâmplă cu ea. Și a zis că imediat îmi pun mânușa și asta. Doamnă, n-aveți ce să băgați mânușa, fata e... este și în plină menstruație și așa și e și virgină, adică nu aveți ce, din ce să băgați mânușa. Iar asta s-a întâmplat la 16 ani, dar la 14-15 ani când am ajuns la doctorița ginecologă respectivă, ea a fost foarte cu tact. Mi-a explicat că doar o să mă palpeze. Mi-a zis că în ultimă instanță, dacă simte, dacă e ceva, luăm o decizie de comun acord și se poate face un control ginecologic clasic, dar adică nu ca să mă doară sau ceva, exact asta mi-a spus, doar dacă eu simt și este un lucru care chiar trebuie verificat, atunci decidem de comun acord. Mi-a zis, nu o să fac nimic fără acordul tău. Și am avut foarte mare încredere în acea doctoriță ginecologă. De asta vreau să vă spun, ce diferență între medici, da? Unii care, a, gata, ești gravidă, ți-ai provocat avort, hai că-ți bag eu mânușa să văd ce e. Bă, stai un pic, ai un copil care are o dismenoree, care are un volum foarte mare. Ei, s-a întâmplat că atunci am făcut niște injecții cu hormoni care mi-au oprit o perioadă complet menstruația, că asta mi-a explicat ginecologa de atunci,
că uterul meu avea nevoie de o perioadă de liniște, să spun așa, ca apoi să se oprească acel tratament hormonal și eu să pot să, la mine să se reinstaleze, să vină din nou ciclul și să-mi revin ușor, ușor. Dar asta, am avut o, să zic, o adolescență mai agitată din punctul ăsta de vedere și numai eu. Aveam și la liceu o grămadă de colegi care se plângeau de chestia asta, însă eu când le povesteam că merg la ginecolog, așa le se părea cosmos. Adică lor li se părea jenant și că mi-am dezgolit bazinul, burta, efectiv, na, până la nivelul pubisului. Li se părea ceva, cum, adică ți-ai arătat la doctoriță burta până aproape? Păi zic, n-avea cum să mă palpeze, deci ca să te palpeze doar cu mâna deasupra și să tu să-i spui dacă acolo mă doare mai tare sau nu știu ce, n-avea altfel cum, că nu se poate uita la tine. Și așa. După aia au apărut și ecografiile, așa, la nivel uzual, adică să se facă, pentru că ecografiile, când eram eu extrem de, deci, adolescentă, nu se făceau așa chiar la toată lumea și nu toată lumea avea acces, erau și puține aparate, că trebuia să ajungi la clinici de-astea mari, pe la București, pe la Cluj, pe la Iași, ca să-ți faci o banală ecografie, iar astăzi poți să-ți faci ecografie transvaginală. Cred că sunt și ginecologi la sat care au așa ceva. Bun, vreau să vă mai arăt că legat de, uite, de problema asta mea digestivă, am mai început să iau chestia asta de la Ultrabiotic. Este un brand pe care o să-l vedeți foarte curând și în România, de la Vitavea. Am avut ocazia să aflu de el tot prin Good Days Therapy, cei cu care eu lucrez de câteva luni bune. Și o să apară și aceste lucruri în farmacie. Deocamdată abia am început să le iau, cred că cam o lună de zile. Iau în fiecare zi câte una, am recunosc că am mai uitat când și când am mai uitat câte una. Mă ajută foarte mult și eu la Activ Aloe. Eu am început deja a doua sticlă de Activ Aloe Forte de pe Good Days Therapy dimineața în apă. Chiar se văd niște îmbunătățiri. Asta este că, na, eu am înțeles, trebuie să am răbdare. Asta este că dacă la adolescență eram foarte speriată, apoi când eram, să zicem, după 25 de ani, la fel eram speriată că nu puteam să continui munca, nu puteai să duci la serviciu. Da, nu puteai să duci la serviciu să spui, știi, azi mi-e rău și nu știu ce, că așa. Și erau niște chinuri și luam de a, Doamne, luam la pastile de antidureri și de așa, doar până la urmă ca să fiu viabilă din punct de vedere social și muncă, dar nu mă gândeam la sănătatea mea. Da? Nu contează să-mi treacă durerea, să se atenueze efectele, să fiu acolo, bună de muncă. Nu contează că perturbam alte circuite prin corp și așa, că luând atâtea calmante și așa, credeți-mă că nu e bine să iei o dată pe lună un pumn de pastile, dă dureri, dă nu știu ce, nu. Nu e ok. Da. Hai să încheiem și acest vlog. Și mesajul meu ar fi așa, pentru că toți suntem în martie și că e cu primăvara, cu renașterea și oarecum așa ne orientăm mai mult spre ideea asta de femeie. Aveți grijă de voi. Știu că este neplăcut să mergeți la ginecolog. Știu, nu e o plăcere. Dar măcar o dată la 2 ani. Hai nu în fiecare an, dar o dată la 2 ani mergeți. Găsiți-vă un ginecolog, acum sunt atâția ginecologi deschiși la cap și așa, nu mai cum era pe vremea mea, bine, mai cum e pe vremea mea când eram puștoaică, nimic de zis, sunt și acum persoane bătute în cap, dar acum găsiți informații, vorbiți, este imposibil să n-aveți în anturajul vostru o prietenă, o mamă, o cunată, o soacra, o verișoară, nu știu ce, care să nu știe un medic ginecolog ok la care să puteți să mergeți odată la 2 ani, v-am zis măcar odată la 2 ani să vă faceți o ecografie transvaginală, un Papa Nicolau și un control clasic. Nu e nimic, adică încercați să vă gândiți așa, ziceți așa, Doamne, sau în fine, fiecare la în ce crede și în ce așa, sau rațional, păi bine că există un medic care se pricepe la zona asta. Adică dacă nu s-ar pricepe, ar fi mai rău. Da? Că tu singură n-ai cum să-ți rezolvi probleme dacă e să ai. Pe de altă parte, ce bine este duci la ginecolog, să-ți iasă Papa Nicolau impecabil, transvaginala să-ți iasă ok, controlul clasic, să-ți spună doctorul,
ești ok, mergi înainte. E minunat să afli lucrul ăsta o dată pe an. Eu merg o dată pe an, dar v-am zis, este ok și de două ori pe an. Da, nu, de două ori pe an e cam mult. Și o dată la 2 ani, doar ca să vedeți că lucrurile sunt în regulă. Mai ales, deci dacă ați început viața sexuală, nici nu mai vorbesc. Nu mai vorbesc dacă ați făcut și un copil. Dacă ați avut o pierdere de sarcină sau așa, cu atât mai mult. Bine, noi femeile care deja am trecut de experiențele de genul ăsta, suntem obișnuite și știm ce înseamnă. Deci ăsta este primul mesaj pe care și singurul vreau să vi-l las în clipul ăsta. Aveți grijă de sănătatea voastră și îngrijiți-vă de sănătatea asta, să zic, legată de aparatul genital feminin, pentru că e foarte important. E foarte important și indiferent de vârsta pe care o aveți, în momentul în care aveți menstruație și până la 80-90 de ani, trebuie să aveți grijă de chestia asta. Vorbi și noi un pic înainte, nu așa, că să-mi zici de tine, să spun de mine. Să ai și... Au venit și la momentul de lansare. Ne-am gândit și am plecat la drum cu gândul de a crea un spațiu de informație avizată despre sănătatea noastră fizică și emoțională, de a aduce medici extraordinari alături de noi, medici care vorbesc pe înțelesul nostru și care ne sunt și înseamnă. Acum ceva vreme, ceva... 2-3 săptămâni, mi-a zis ceva care a rămas așa cu mine, că e tare important să dăm din noi. Și îți mulțumim tare mult pentru mesajul pe care l-ai transmis în seara asta. M-am bucurat să fiu aici și mă bucur că voi faceți și aveți această inițiativă, fiindcă e foarte important, cumva, nu doar la FAM, ci și noi oamenii, și pe bărbații, și ceilalți, dar bravo, m-am bucurat să fiu aici. Mulțumesc. Și acum ceva, urmează a doua întrebare, dacă ceea ce ne spune este de bine sau de rău. Dacă ceea ce ne spune este
un mesaj al fiziologicului, al normalului, sau este un semnal de alarmă, este un lucru care trebuie să ne sperie și care trebuie să ne îndrume către ginecolog. Pentru că, trebuie să vă spun, nu era în program, începe cu asta, dar am căutat alături de tinerile mele rezidente un pattern al mersului la ginecolog. Ei bine, o femeie de vârstă fericită mi-a scris: o mamă bună este atentă la mine. Asta a fost tot. Și de câte ori, scuzați-mă, îmi amintesc de povestea asta, îmi amintesc că acesta este și limbajul corpului nostru. Corpul nostru ne spune întotdeauna ce avem nevoie, ce trebuie să știm despre el. Singurul secret este să fim atente la el. Asta este tot. Nu este vreo mare filozofie. Sigur că dacă... La ginecolog. Am să dărâm ceva mituri în aceste 20 de minute, spunând de acest lucru. O femeie din România trebuie să meargă în fiecare an la ginecolog pentru că nu avem screening. Pentru că nu avem un for superior, un for educat, un for care să ne cheme atunci când trebuie să ne facem screening-ul și testele de prevenție. Dacă l-am avea, nu ar trebui să deschidem ușa ginecologului decât atunci când corpul ne spune că ceva este în regulă. Cine sunt eu? Roxana Bocâlță este numele meu. Sunt medic de obstetrică, ginecologie este profesia mea pe care o iubesc absolut. Sunt orcoholică. Trebuie să vă mărturisesc lucrul acesta, cred că știu toți cei care mă cunosc, nu mai un secret. Și totuși, de ce sunt aici, la teatru, pe o scenă, prima dată, de ce mă supun prezentărilor în media, care recunosc că îmi creează o stare de stres, pentru că sunt o emotivă de felul meu.